Bună ziua, domnule viceprim-ministru, mă bucur că sunteți alături de noi în studioul hotnews.ro. Avem probleme stringente de vorbit despre agricultură. În primul rând, PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală, care 2014-2020, care este un subiect de deosebit interes pentru cititorii și ascultătorii hotnews.ro. De aceea v-aș întreba în primul rând, vis-a-vis de schema aceasta instituțională a programului a PNDR, am văzut un acord de parteneriat. L-ați introdus pe domnul vicepremier Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale, în administrarea absorbției fondurilor europene de la Ministerul Agriculturii. De ce l-ați introdus pe domnul vicepremier acolo? Da, în primul rând dați-mi voie să vă spun și eu bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mai ales pe un subiect extrem de important pentru mine, pentru instituția pe care o conduc și pentru agricultura României în perioada următoare. Este un program care, dincolo de faptul că a fost aproape lansat, practic am transmis programul la Bruxelles în această perioadă în faza de draft, am fi trimis și oficial, dar nu există regulamentele europene, are o alocare extrem de importantă și atractivă pentru agricultură. 8,015 miliarde, nu? La care se adaugă și contribuția națională de 2 miliarde de euro, deci 10 miliarde de euro pe zona de dezvoltare rurală care vor merge către agricultură, la care aș adăuga, pentru că e o componentă extrem de importantă, chiar dacă sunt plăți directe, 10,6 miliarde de euro. Deci iată că în perspectiva 2014-2020, România are acces pe zona de agricultură, cea mai importantă alocare pe care o avem, de aproape 19 miliarde de euro, fără contribuția de la bugetul de stat. E o premisă, cred eu, importantă pentru toți cei care doresc să-și mărească afaceri în agricultură sau să investească în agricultură, să o facă în continuare. Aproape 3 miliarde de euro, iată, de câțiva ani, vin în România an de an și ajută la dezvoltarea agriculturii și de aceea cred că și rezultatele din ultimul timp pentru agricultură au fost atât de importante, pentru că am atras aceste fonduri europene. Acum, ca să vă răspund la întrebare, sigur că e o componentă oarecum minoră din 8 miliarde de euro. Partea aceasta mi-aș fi dorit să avem mai multe fonduri pentru satele românești, pentru comunele care au nevoie de investiții. 1,1 miliarde de euro vor merge pe, așa cum e cunoscută, fosta măsură 3-2-2. Într-adevăr, aici se schimbă arhitectura instituțională, în sensul că apar acele agenții de dezvoltare regională, deci nu domnul Dragnea. Agențiile de dezvoltare regională sunt oarecum în coordonarea Ministerului Dezvoltării, dar ele sunt de tip ONG, așa cum știți și noastră. ONG controlate, mă iertați, controlate de șefii de consilii județeni și de primari. Bun, așa numiți baron local. Da, n-aș vrea să intru în zona politică, pentru că suntem oarecum la dezbaterea pe fonduri. Ne-am uitat și sigur că la început, cred că vă amintiți, acum un an de zile am avut și o reacție, pentru că la momentul acela credeam că lucrurile converg într-o altă direcție, dar nu. Lucrurile se doresc a fi simplificate și anume viziunea guvernului a fost ca primarii să nu meargă în mai multe locuri pentru a depune proiecte. Ei la Agenția de Dezvoltare Regională merg să depună proiecte pentru tot ce înseamnă programul operațional regional, deci acolo unde au cea mai importantă alocare. Pentru măsurile de dezvoltare rurală, acolo unde pot să investească în canalizare, în apă, în infrastructura rutieră sau educațională, culturală, sigur că e adevărat, aici avem lucrurile schimbate, nu mai sunt acele proiecte integrate, să spunem, dacă ai un ansamblu folcloric în comună, obții punctaj suplimentar. Nu, vom merge separat. Vrei să faci infrastructură rutieră, intri în competiție cu cei care au infrastructură rutieră fără alte criterii, cum ar fi fost la un moment dat, dacă vă amintiți, gradul de sărăcie. Da. Din contră, acum Comisia vine și spune că e recomandat să ducem infrastructura de orice tip, rutieră, canalizare, apă uzată, să o ducem în zonele cu dezvoltare economică sau cu potențial de dezvoltare economică. Primarii merg în acest fel într-un singur loc unde depun proiecte, la Agenția de Dezvoltare Regională. Responsabilitatea, să știți că rămâne în continuare la Ministerul Agriculturii, la Autoritatea de Management, respectiv la Agenția de Plăți. Se va face o evaluare primară la Agenția de Dezvoltare Regională. Evaluarea însă finală este făcută tot de Ministerul Agriculturii. Am vrut să ne luăm acele măsuri de precauție, astfel încât, dacă tot răspundem pentru acele fonduri, să ne asigurăm că sunt cheltuite în mod corect. Dar se deleagă niște competențe către acel organism intermediar controlat de Ministerul Dezvoltării, în speță de domnul Dragnea, și de ADR-uri. Agențiile de dezvoltare regională, așa cum spuneți. Da, primirea de proiecte și evaluarea primară, da. Dar, repet, responsabilitatea și munca
cea mai serioasă, se face tot de către Autoritatea de Management și Ministerul Agriculturii și în felul acesta nu va exista niciun fel de sincopă în implementarea fondurilor pe zona de dezvoltare rurală. Sigur că aici nevoia, să știți, că este mult mai mare și am spus-o mai devreme și către cititorii dumneavoastră care ne-au scris. Sunt peste 3.000, în jur de 3.200 de comune în România. PNDR 2007-2013 a avut o alocare serioasă, 1,3 miliarde de euro. Cu toate acestea și-au depus, asta arată foarte mult nevoia pe care o avem, au depus proiecte peste 3.000 de comune. N-am putut să finanțăm cu acele fonduri decât aproape 800 de comune, unde s-a făcut infrastructură rutieră, unde s-a făcut canalizare. Eu am mai spus-o de câteva ori, dacă provocarea cea mai mare la acest minister este dată de agricultură, dar cea mai importantă provocare este cu adevărat de dezvoltare și de modernizarea satului românesc. Și de aceea mi-aș fi dorit să avem fonduri mai mari. Și cred că vă amintiți că negocierea din 2013, la negocierea din 2013, România a pierdut. Propunerea Comisiei Europene către Consiliu a fost pentru o alocare mai mare. E mai puțin important, trebuie să-i atragem pe cei care îi avem, într-adevăr. În perspectiva 2014-2020, aproape 700 de comune vor primi finanțare prin fondurile de dezvoltare rurală. Chiar așa, la cât a ajuns absorpția curentă pe 2007-2013 în PNDR? La 70%, iar gradul de contractare de 110%. Există premize și îmi doresc acest lucru, să avem o absorție de 100% pe acest program, ar fi singurul program. Până la sfârșitul anului 2015. Până la sfârșitul anului 2015. Deși vreau să vă spun că nu este foarte ușor. Toată lumea s-a obișnuit cu această chestiune, domnule, la agricultură merg lucrurile, se atrag fondurile europene. Nu e chiar atât de simplu. Am atras, într-adevăr, în 2012 2,5 miliarde de euro, în 2013 2,7 miliarde, sperăm în 2014 2,9 miliarde de euro, dar nu este simplu pentru că observăm acum, sunt foarte multe societăți și foarte multe proiecte mari care renunță la finanțare pentru că nu au partea de cofinanțare. De aceea, grija noastră permanentă de 2 ani de zile, cel puțin de când eu conduc Ministerul Agriculturii, este aceea de a oferi nu numai fondurile europene, ci și soluția pentru partea de cofinanțare. Și am venit anul trecut cu o ordonanță de urgență, două ordonanțe de urgență, una prin care creăm acele microcredite pentru cei care sunt mici. Deci microcredite de 15.000, 25.000 de euro, respectiv 75.000 de euro, pe de o parte, dar pe de altă parte și pentru garantarea unui credit eventual pe care îl face cineva care nu are capacitate de cofinanțare. Mai mult decât atât, o altă ordonanță vine și spune, domnule, creăm posibilitatea ca un fond pe care îl are Ministerul Agriculturii să fie gestionat de către două bănci s-au calificat în final, astfel încât să acorde credite în condiții mult mai avantajoase decât există pe piață, și anume, perioada de grație să fie de 3 ani, ceea ce nu prea găsim pe piață în momentul ăsta, perioada creditului să fie de 10 ani și dobânda să fie stabilită de către Ministerul Agriculturii în cursul procedurii de licitație. Lucrul acesta s-a întâmplat și el este, cred că procedura s-a și încheiat și este operațional această facilitate. Deci am vrut pentru că vedem, din păcate, că cea mai mare problemă a beneficiarilor este aceea de a-și găsi cofinanțarea și de a face cheltuielile. Avem nevoie de un ritm. Degeaba avem noi fonduri europene, da. Degeaba știm să scriem proiecte dacă beneficiarul nu are capacitatea de a finanța de fiecare dată investiția respectivă și să se încadreze în termenele pe care le... Putem să spunem și la ce bănci, că nu e vorba de reclamă, ci vrem să ajutăm agricultorii. La ce bănci? Este vorba de OTP Bank și, dacă nu mă înșel, CEC. Cele două bănci, singurele calificate în acest... Calificate pe această procedură, dar pe partea de garantare, pe partea de microcreditare, acolo să știți că sunt 9 bănci, dacă nu mă înșel, care au semnat deja cu fondul de garantare și care oferă garanții și care oferă acele credite, iar fondul de garantare a creditului rural și mai nou și fondul de garantare a creditului pentru IMM-uri vin și acoperă nevoia de garantare. E în regulă. Să ne întoarcem totuși la acea chestiune, acea arhitectură instituțională pe care și Comisia Europeană a criticat-o totuși în decembrie anul trecut, a criticat tocmai această ingerință a Ministerului Dezvoltării în fondurile europene de la dumneavoastră, de la PNDR, și dumneavoastră acum un an, cred că chiar prin aprilie anul trecut, așa este, ați calificat această intervenție drept inadecvată. Ce v-a făcut să vă schimbați această opinie și ce le răspundeți mai departe celor de la Comisia Europeană? Mi-am schimbat opinia pentru că între timp am avut foarte multe discuții la nivel de specialiști. Între Ministerul Agriculturii și Ministerul Dezvoltării s-au stabilit proceduri în această perioadă și ne-am luat toate garanțiile că lucrurile vor funcționa. Aveam o singură temere.
că este nevoie de foarte mult timp pentru aprobarea unui proiect. Că trebuie să meargă primarii, beneficiarii respectivi, întâi la Agenția de Dezvoltare Regională și după aceea va trebui să-i aducem și la Ministerul Agriculturii. Am găsit pârghile adecvate, pentru că mi-a spus de acest cuvânt, astfel încât să ne asigurăm că lucrurile sunt cu totul în responsabilitatea Ministerului Agriculturii, iar Agenția de Dezvoltare Regională nu face altceva decât să ne ajute, astfel încât să simplificăm drumurile autorităților locale. Și i-ați convins și pe cei de la Comisia Europeană? Acolo se discută, faceți referire la acordul de parteneriat. Acordul unde apare această schemă instituțională. Acolo lucrurile sunt încă în faza de negociere, nu cred că o să fie o problemă dacă se vor explica lucrurile așa cum le-am desenat noi, să spunem așa, în realitate. Bun. Tot așa, în ultima propunere de acord, propunerea oficială, de fapt, de acord de parteneriat, transmisă recent de guvern în speță de Ministerul Fondurilor Europene, se arată, se motivează această intervenție a Ministerului Dezvoltării în fondurile de la PNDR prin faptul că în prezent există o lipsă de corelare între proiectele de infrastructură locale în cadrul obiectivelor de dezvoltare regională sau strategiilor sectoriale. La ce se referă? Unde e lipsa de corelare? Vă referiți la afirmația Comisiei Europene? Nu, afirmația Guvernului cuprinsă în acordul de parteneriat. Exact ce vă spuneam. Primarii trebuie să meargă într-o singură instituție, există mai multe finanțări disponibile pentru autoritățile locale. Unele prin fondurile de dezvoltare regională, dezvoltare rurală, este cazul nostru și aici mă refer la infrastructură rutieră, la canalizare, la aducțiuni de apă și fonduri disponibile prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Mediului. Deci sunt mai multe componente. Având o agenție care relaționează, o singură agenție care relaționează cu primarii, atunci sigur că nevoia de finanțare poate fi controlată mult mai ușor, astfel încât anumite proiecte să nu intre pe dublă finanțare sau să nu aibă finanțare deloc. Cred că se poate asigura o mai bună corelare în momentul acum, profit de ocazie, trecem de la una la alta, că tot a venit vorba de domnul Dragnea, care este și președintele executiv al PSD. Este adevărat că ați avut o propunere de a merge la PSD? Nu, n-am avut nicio propunere în acest sens. A fost o știre introdusă de cineva, nu știu de cine, chiar în săptămâna în care avem congres la Partidul Conservator. Sâmbătă avem congres, candidez pentru un nou mandat și probabil că cineva de bine, ca să spunem așa, a dorit să introducă și această posibilitate. Nu a avut loc nicio discuție de acest fel. Dar o fuziune APC cu PSD, în ce măsură se poate lua în calcul? Eu iau un mandat acum de la colegii mei de partid să conduc un partid 4 ani de zile. Deci 4 ani de zile nu cred că se va pune această problemă. Pentru că tot e congresul pe ce sâmbătă, cum vă înțelegeți cu domnul primar Piedone înainte de congres? Tocmai ce am terminat o conferință de presă pe care am ținut-o alături de dânsul și am lansat candidații Partidului Conservator sub sigla Alianței Electorale PSD-UNPR-PC în sectorul 4. Mă înțeleg foarte bine și este un om, cum să spun așa, de bază pentru mine în conducerea partidului. Da, la conferință am văzut, dar poate în culise stă altfel treaba. Dacă sunt divergențe între mine și domnul Piedone, da. N-a fost nicio divergență niciodată între mine și domnul Piedone. Ați convenit împreună? Sigur, au fost acele momente pe care vi le amintiți și dumneavoastră în anul 2011, da. Dar de când echipa s-a consolidat... Vă referiți la plecarea dânsului, la... Exact. Au fost acele momente, dar nici atunci n-aș putea să spun că au fost divergențe, că am avut certuri față în față. Mai este așa un membru de încredere după ce a cochetat cu doamna Udrea, cu... Nu știu, cu cât a cochetat cu doamna Udrea, a cochetat mai mult cu domnul Oprea. Cu domnul Oprea, da. Acela, domnul Oprea este într-o alianță cu noi, așa cum știți în momentul de față, deci nu mai există niciun fel de semn de întrebare, avem o colaborare bună și foarte strânsă. Da, am văzut că l-ați și desemnat pe marele fost tenismen Ilie Năstase, drept candidatul PC în colegiul din sectorul 4, care a fost eliberat de președintele fondator Dan Voiculescu. În ce măsură a fost îmbrățișată această alegere de întregul partid, inclusiv de domnul Piedone, pentru că în definitiv dânsul trebuie să-i facă să participe activ la campania electorală. O să fim toți în campania domnului Năstase. M-a bucurat foarte tare că a acceptat. Am avut o discuție de 30 de minute, cred, acum câteva săptămâni cu domnul Năstase. A acceptat imediat, pentru că eu cred că dânsul are multe de spus și poate să facă foarte multe și avea nevoie de această platformă a Senatului unde să
întoarcă foarte mult pentru sportul românesc. Sunt convins că va fi un om de bază al partidului în Senat, iar domnul Piedone îl va ajuta foarte tare în campania electorală. Bun, încheiem această paranteză politică și vă propun să ne întoarcem la PNDR. Mă întrebați, îmi cer scuze, vreau să completez. Cum a fost primit de întregul partid? Mai mult decât să vă spun că a fost aplaudat în momentul în care l-am adus în ședința de partid, nu cred că pot să vă spun altceva. Bun, are o încredere maximă, înțeleg. Să ne întoarcem la PNDR. Iarăși, în perioada de programare 2014-2020, spre deosebire de 2007-2013, Ministerul Fondurilor Europene va avea un rol de coordonare și în absorbția fondurilor europene pentru agricultură, în speță în PNDR, și fondurile pentru pescuit. Cum vedeți această situație? Există suficientă experiență și competență în cadrul Ministerului Fondurilor Europene pentru această sarcină? Nu cred că va coordona Ministerul Fondurilor Europene absorpția de fonduri pe zona de agricultură, dar cred că este nevoie la Bruxelles de un comunicator unic cu privire la ceea ce se întâmplă în administrarea fondurilor europene în România. Din acest motiv, probabil că vor fi situații în care domnul Teodorovici va primi anumite informări, dar nu se va implica direct sub nicio formă în implementarea PNDR-ului sau absorpția de fonduri europene. Ministerul Agriculturii are o experiență bogată în atragerea de fonduri. Vă reamintesc că am avut programul SAPART, gestionat de actuala Agenție de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, programul PNDR 2007-2013, au mai fost și alte programe importante sau cu alocare mai mică, lucru care ne-a condus ca astăzi anumiți oameni care lucrează de foarte mult timp în Ministerul Agriculturii și în agențiile subordonate să aibă o experiență extraordinară. O experiență pe care, fără să jignesc pe altcineva, poate că alte ministere nu o au pentru că nu au avut de atât mult timp de a face cu fondurile europene. Noi gestionăm fonduri europene de prin anii 2000, dacă nu mă înșel. Chiar și eu am lucrat în Ministerul Agriculturii din 2002. Și domnul Teodorovici s-a ocupat de ISPA. Eu mă refer la structuri, nu mă refer la persoane, dar mă refer la structuri care au gestionat aceste fonduri europene. Și avem expertiză și cred că lucrul acesta ne-a ajutat să ajungem la procente importante pe absorție. De aceea cred că nu va fi o coordonare directă, ci pur și simplu e vorba de o singură voce la Bruxelles. Dar coordonarea și implementarea va fi făcută numai și numai de Ministerul Agriculturii. În 2007-2013 nu exista această voce unică la Bruxelles? Și pentru fondurile. Nu există un minister al fondurilor europene. E un minister pe care noi l-am creat. Sigur că au fost intenții politice, mi-amintesc, și ajungem iar în zona politică, mi-amintesc domnul prim-ministru Boc. Spunea de foarte multe ori cât de ce nevoie avem de un minister al fondurilor europene. Și dar a făcut Ministerul Afacerilor Europene. Atunci. Era cu totul și cu totul altceva. Ministerul Afacerilor Europene e un fel de minister al integrării europene, dacă vă amintiți, pentru că gestiona și anumite proceduri de infringement, anumite. Da. Deci este un departament și astăzi Ministerul Afacerilor Externe, da, care gestionează partea de politică europeană. Cu totul și cu totul altceva. Dar un minister numai pentru fonduri europene a fost creat de către guvernul Ponta. E în regulă. Deci spuneți că domnul Teodorovici sau orice alt ministru al fondurilor europene nu va avea decât rol de comunicator cu Comisia Europeană. Atât și nimic în mai în ceea ce privește fondurile, exact, de la agricultură. Bun. Mergem mai departe. PNDR 2014-2020 va avea la dispoziție 8,015 miliarde de euro. Când vom începe să atragem din acești bani? Efectiv. Am și spus ceva mai devreme, prima sesiune 20 mai, va fi pe data de 20 mai. Și aici poate că e bine să explic puțin procedurile. Există regulamente europene, cadru, să spunem așa, un cadru legal pentru a deschide anumite sesiuni. Aceste regulamente europene erau valabile până pentru vechea politică agricolă comună. Odată ce a fost adoptată politica agricolă comună nouă, sigur că avem nevoie de anumite regulamente de tranziție, după care să fie aprobate regulamentele celelalte. În momentul de față, la nivel european, sunt aprobate doar regulamentele de tranziție. Asta înseamnă că noi nu putem să transmitem până când vom avea regulamentele finale PNDR-ul în fază oficială, ca să spunem așa, către Bruxelles. Eu cred că e o întârziere acolo și sper să avem cât mai repede regulamentele, chiar pe parcursul lunii aprilie, și să putem să-l trimitem și în format oficial. Cu toate acestea, ne-am legat de anumite prevederi ale regulamentelor de tranziție, am discutat la Bruxelles și avem posibilitatea, pe regulile vechi, să deschidem sesiuni de primiri de proiecte pentru noua perspectivă 2014-2020. Deci 20 mai este ziua în care se va deschide măsura 1-2-1, cum era cunoscută, investiții în exploatațiile agricole, mai exact în ferme, în care finanțăm pe de-o parte fermele mari cu un element de noutate.
vom separa foarte mult producția vegetală de producția zootehnică. Pentru că eu cred că s-a dezvoltat foarte mult partea de producție vegetală în detrimentul zootehniei. Și este momentul să încercăm să avem alocări separate, astfel încât să punem în valoare și potențialul zootehnic pe care îl are România. Și o altă alocare importantă pe care o avem se referă cu 35 de milioane de euro, alocarea totală este de 150. Da. 35 vor merge pentru zona de ferme de familie, pe care eu pun un accent foarte mare. Cred foarte mult în acest concept și avem nevoie, nu pun doar faptul că eu țin la acest concept, ci cred că este nevoie în România să dezvoltăm mai mult această clasă de mijloc din agricultură. Bun, în 20 mai se va începe depunerea, nu? Depunerea proiectelor. Exact. Dar efectiv banii de la Bruxelles cam când vor începe să intre? Așa cum au fost de fiecare dată, după ce vom primi proiectele, va fi perioada de evaluare de proiecte și după aceea va trebui ca oamenii să cheltuiască banii respectivi. Deci undeva spre sfârșitul acestui an. Dar important este că suntem primul minister care reușește în România să deschidă prima sesiune de primiri de proiecte. Uh-huh. Deci începem deja să angajăm fondurile, cele 8 miliarde de euro la care făceați referire. Exact. Bun, care sunt diferențele majore între PNDR 2007-2013 și PNDR 2014-2020 ca priorități de finanțare? Am văzut că ați împuținat măsurile. Da. În primul rând. În primul rând, nu mai sunt 24 de măsuri, sunt 14 măsuri, pentru că, vă spuneam și mai devreme, mi-aș fi dorit să avem fonduri mai multe, să acoperim toate domeniile care au nevoie de finanțare. Spre deosebire de ce am avut până acum, vom pune accent pe câteva elemente cheie și am plecat în împărțirea fondurilor pe care le avem, plecând de la aceste priorități. În primul rând, zona de pomicultură. Există în România 170.000 de hectare cu livezi, mai mult de jumătate, poate chiar 60% sunt în declin. De aceea am luat decizia, împreună și cu reprezentanții Comisiei, să avem în România un prim subprogram pentru un sector important, cum este sectorul de pomicultură. Ne dorim, chiar dacă inițial alocarea a fost mai mică, ne dorim să reabilităm 35.000 de hectare sau să înființăm 35.000 de hectare. Alocarea pe care o avem aici este de 260 de milioane de euro. De asemenea, se pune accent și pe zona de procesare, dar și pe zona de creare de grupuri de producători, pentru că eu cred că trebuie să dezvoltăm puțin și partea aceasta de structuri, nu numai de a investi în firme, în ferme, dar să creăm și partea de a lucra în comun și de a comercializa în comun produsele pe care le obținem. De asemenea, am pus ca element de prioritate sectorul de irigații. Dacă în 2007-2013 am avut doar 60 de milioane de euro alocate, din 2014 până în 2020 am alocat 370 de milioane de euro. Toată infrastructura secundară, practic, din irigații va fi reabilitată în următorii 2, spun eu, maxim 3 ani de zile. Și cred că ne-am îndeplinit și o promisiune pe care am avut-o prin programul de guvernare. Sigur că mai avem nevoie de bani pentru infrastructura principală. Acolo nu putem să finanțăm prin regulamentul european din Fondul de Dezvoltare Rurală. Căutăm soluții și pentru acea zonă. De asemenea, venim cu elemente noi prin viitorul PNDR, cum este fondul mutual. Fondul mutual prin care încercăm să compensăm toate pierderile de venit pe care le poate înregistra un fermier. Vă amintesc anul 2012, atunci când bugetul de stat, un nou guvern abia instalat, guvernul Ponta 1, cum îi spuneți dumneavoastră și spune toată presa, a trebuit să facă, după 2 luni de zile doar de guvernare, o rectificare bugetară și să aloce, din cauza secetei pe care am avut-o, 100 de milioane de euro pentru compensații în agricultură. Am fost instalați în luna mai. În luna iulie a trebuit să venim cu o rectificare bugetară pe un buget deja construit. 100 de milioane de euro au venit suplimentar către Ministerul Agriculturii. Prin fondul mutual, toate aceste pierderi de venit sunt suportate nu numai din bugetul statului prin Ministerul Agriculturii, dar și din fonduri europene și prin cotizațiile membrilor. Acestea sunt doar o parte din prioritățile pe care le avem. Sigur, agricultura ecologică e de asemenea o prioritate, modernizarea satului reprezintă o prioritate. Bun, trecem de la secetă, că spuneați despre secetă, la inundații. Din păcate și anul acesta județul Telorman este afectat, au murit deja 4 persoane potrivit unui bilanț provizoriu. În PNDR 2007-2013 exista o măsură destinată îndiguirilor, amenajerilor pentru protecția... Infrastructură de prevenire și de protecție împotriva inundațiilor, chiar așa se numea, da. Da. Acum câți bani europeni sunt prevăzuți în noul PNDR?
Această măsură, eu vreau să, în primul rând să vă spun, 2007-2013, prin această măsură am avut alocate 62 de milioane de euro și am și o listă aici pentru că anticipam întrebarea dumneavoastră, unde s-au semnat aceste contracte. Județele campioane sunt Bistrița, Mehedințiu, iată și în Sălaj s-au făcut câteva investiții, dar în Bistrița cele mai multe, 17 investiții. Pentru, repet, pentru protecție împotriva inundațiilor. În județul Telorman, acolo unde am avut necazuri, nu a fost încheiat niciun proiect pe această submăsură, nu au fost solicitate fonduri pentru... Cine nu a solicitat? Păi, beneficiarii sunt autoritățile publice. Locale? Da. Însemnând primării de comune, Consiliul Județean? Însemnând în special primării. Da. Nu au fost solicitate fonduri în județul Telorman, eu am aici toată alocarea. Vreau să vă spun, am apucat să încep mai, să vă spun mai devreme de fondurile mutuale, tot ce înseamnă, pentru că eu mă refer și mă raportez de fiecare dată la ce înseamnă inundațiile pentru agricultură. Toate pierderile pe care ar putea să le registreze fermierii din cauza inundațiilor pot fi acoperite prin acele alocații pe care le avem din fonduri europene, buget de stat sau cotizații ale fermierilor prin fondurile mutuale. Și acesta este obiectivul nostru și în viitorul PNDR avem 200 de milioane de euro pentru înființarea și gestionarea efectelor pe care le-ar putea diverse, avea diverse astfel de calamități. Calamități. Să revenim la inundațiile din Telorman. Spuneați că cei din Telorman nu au solicitat fonduri prin PNDR. În perioada aceea, chiar domnul vicepremier Dragnea era șeful Consiliului Județean. Ați discutat cu dânsul despre aceste probleme? Nu, sunt proiecte care s-au depus, cred că, înainte de anul 2012. Dar acum ați discutat. Nu, dar știu că sunt foarte multe investiții care s-au făcut acolo. Autoritățile publice locale pot să aplice acolo unde au în gestiune anumite, nu știu, drumuri sau anumite amenajări împotriva inundațiilor. Necazurile pe care le-am avut în Telorman sunt vis-a-vis de digurile pe care le aveau cei de la Apele Române. Apele Române. Deci ei nu erau eligibili prin această, prin această măsură. Deci nu cred că e o chestiune imputabilă dacă acolo vreați să mergeți cu întrebarea dumneavoastră. Deci Apele Române trebuia să facă cererea, spuneți? Nu, Apele Române trebuiau să facă investiții și aveau posibilitatea să o facă și au făcut în măsura posibilităților mai multe zone acolo unde aveau estimări că s-ar putea întâmpla ceva. Păi și în cazul Bistriței, de pildă, cine a făcut solicitările și cine a făcut investițiile prin PNDR? O să vă dau cu exactitate și numele. Așteptăm, dar dacă e important. Vreau să vă mai întreb. Privind tot așa măsuri, celelalte măsuri, dumneavoastră ați trecut deja în revistă câteva măsuri pentru noul PNDR, una dintre măsuri, măsura 3, dacă nu mă înșel, servicii de bază și reînnoirea satelor. Ce va cuprinde aceasta? Care este diferența față de 2007-2014 ca abordare și ca alocare aici? Alocarea este puțin mai mică, am avut 1,3 miliarde de euro 2007-2013, acum avem 1,1 miliarde de euro. Dacă atunci am finanțat 800 de comune, acum finanțăm undeva aproape 700 de comune. Diferența majoră este legată de modalitatea în care acordăm aceste fonduri. Până acum, sigur că au fost anumite discuții de ce a primit o comună și n-a primit cealaltă, de ce avem anumite criterii care nu, poate nu sunt obiective. De aceea am încercat să separăm lucrurile, și anume, să nu mai avem acele proiecte integrate care vizau infrastructură rutieră, canalizare sau aducțiuni de apă, la care se mai adăuga un cămin cultural, un ansamblu folcloric și un criteriu vis-a-vis de gradul de sărăcie. Acum sunt proiecte separate care se pot face fie pe canalizare, fie pe apă, fie pe infrastructura rutieră și de asemenea o alocare separată pentru ceea ce înseamnă zona de infrastructură educațională sau infrastructură culturală. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt separate ca alocare și vor fi separate și ca ceea ce înseamnă proiecte. Deci nu vor mai fi proiecte integrate. Aceasta e marea modificare ceea pe ce care... Ceea ce înseamnă că sunt eligibile mai ușor proiectele, înțeleg. Nu vor mai fi discuții între comune de ce o comună vecină a primit punctaj mai mare și eu am primit pentru aceeași investiție un punctaj mai mic. Da. Vorbeați despre rețeaua de irigații. Acum, să ne gândim și la faptul că în România există o problemă pe lângă irigații, pe lângă lipsa rețelei de irigații, există și o problemă cu faptul că sunt foarte multe parcele de terenuri fărâmițate, nu există teren comasat, există foarte puțin teren comasat. Tocmai a intrat în vigoare din această lună legea
privind tranzacțiile cu terenuri pe care dumneavoastră ați inițiat-o și iată a intrat în vigoare după 3 luni și jumătate, nu? De când, cât a trecut din acest an. Ce ați constatat în cele 3 luni și jumătate pe piața funciară a României în această perioadă în care piața a fost liberă și pentru străinii din Uniunea Europeană? În primul rând, noi nu avem o evidență la Ministerul Agriculturii, nu se fac raportări câte terenuri s-au vândut sau nu s-au vândut. Avem anumite raportări instituționale cu alte unități care există la nivel național. O să vă spun un lucru. Nu am observat în primele 3-4 luni din acest an o intensificare a unui proces de vânzare a terenurilor agricole. Eu cred că interesul pentru terenurile din România, manifestat și de străini, de societățile din străinătate, dar și de investitorii autohtoni, este de mai mult timp. Da. Faptul că terenurile în România încă nu sunt la un nivel al prețului foarte mare, asta o știe toată lumea. Eu vreau să vă spun că de câțiva ani de zile nu mai putem vorbi de terenuri care nu se lucrează. Avem statistica de la APIA. În anul 2009, când eram eu director general la APIA, erau undeva 1 milioane și ceva de hectare care se lucrau. Deci aveam, pe estimările noastre, în jur de 2 milioane, 2 milioane și jumătate de hectare care nu se lucrau. Astăzi, aproape 10 milioane de hectare sunt lucrate, sunt cerute la plată. Suprafețele rămase nelucrate sunt mult mai mici, undeva 0,3-0,5 milioane de hectare, deci 300.000-500.000 de hectare. Deci, cu alte cuvinte, nu mai există suprafețe care să fie libere și care, pentru care să existe o... Din acest motiv, ocupându-se toate, probabil că și prețurile au început să crească. Ca să mă întorc la lege, vreau să vă redau puțin istoria, plecând chiar din anul 2004. România, în anul 2004, atunci când a negociat tratatul de aderare, a avut acest capitol de liberalizare a pieței funciare în capitolul 4 de negociere, care înseamnă libera circulație a capitalului, gestionat nu de Ministerul Agriculturii, ci de Ministerul de Finanțe. În tratatul de aderare semnat în anul 2005, nu a fost niciun fel de obiecții din partea celor care astăzi au obiecții și care atunci guvernau România. S-a semnat un tratat care spunea foarte clar, la 1 ianuarie 2014 se liberalizează piața către persoanele fizice străine. Persoanele juridice străine, vă reamintesc că dacă aveau o societate înregistrată în România, puteau să cumpere terenul și până acum fără niciun fel de problemă. Noi am venit la Ministerul Agriculturii în primăvara anului 2013 cu un proiect de lege pe care l-am supus dezbaterii publice aproape un an de zile, până în decembrie. În decembrie el a fost aprobat de către Parlament, într-o anumită formă, transmis la președinte. Președintele l-a întors Parlamentului cu anumite obiecții. Unele le-am considerat pertinente și le-am susținut și eu la nivelul Parlamentului. Legea, așa cum a fost ea aprobată astăzi, sigur că trebuia să aibă normele de aplicare. Mai este aici o mică întârziere vis-a-vis de normele de aplicare, pentru că mai trebuia să luăm și anumite avize de la alte ministere. Cred că astăzi le-am clarificat toate, în câteva zile vor apărea. Și legea, în această formă, cred eu că favorizează foarte mult, și cred că e un cuvânt exagerat, favorizează. Pun mai mult în valoare, să spunem așa, cetățenii din România și pe cei care vor să facă agricultură în România. Mai mult decât atât, se invocă oarecare birocrație introdusă în această lege. Eu cred că ultima formă a acestei legi este mult simplificată și că cetățeanul este cel care nu este pus pe drum foarte mult. Sigur că e o birocrație a statului. Dar îngreunează totuși tranzacțiile. Nu neapărat că îngreunează, dar prelungesc perioada cu 30 de zile atât cât trebuie să aștepte cetățeanul. Și vreau să vă dau exemplu ca să înțeleagă toată lumea. Are un cetățean o ofertă de vânzare, de cumpărare a terenului pe care îl deține, merge cu acea ofertă la primărie și așteaptă 30 de zile. Este tot ce trebuie să facă cetățeanul. Dacă în 30 de zile cel care este preemptor își exercită acest drept, atunci este notificat acasă cetățeanul. Nu trebuie să vină să facă anumite drumuri. Asta este tot ce trebuie să facă și în felul acesta cred că am simplificat, nu birocratizăm, ci face un singur drum către primărie. Sigur că primăria după aceea trebuie să afișeze la vizier, trebuie să transmită către Ministerul Agriculturii toate aceste lucruri pentru publicitate, dar nici noi nu mai transmitem către fiecare preemptor în parte să-i spunem, domnule, se vinde lângă tine un teren sau se vinde către cel care este, de exemplu, arendaș. Nu mai transmitem, ci așteptăm ca el să-și manifeste sau nu 30 de zile dreptul de preemțiune. Mai mult decât atât, am creat o platformă. Cine intră acum și fac și reclamă, pe site-ul Ministerului Agriculturii o să vadă acolo piața funciară pe madr.ro și acolo
toate tranzacțiile, toate ofertele vor fi transparent prezentate de către minister, pe măsură ce ele vor veni de la primării. Eu sper ca în câteva zile să avem și normele de aplicare și după aceea să fie funcțională, repet, în interesul cetățenilor și mai ales în interesul celor care vor să facă agricultura. Legea este în vigoare potrivit termenului, dar nu se poate aplica până când nu avem acel ordin comun de aplicare. Da. Am înțeles. Totuși, vorbind despre tranzacțiile cu terenuri și despre fondurile pământului, în acordul de parteneriat se vorbește despre realizarea cadastrului. Înțeleg că a trecut la programul operațional regional, deci la domnul Dragnea. Ce sperați de la acest cadastru în agricultură? Pentru că nu putem să vorbim despre tranzacții cu terenuri dacă nu avem un cadastru bine pus la punct. Da, nu a trecut la domnul Dragnea, ca să spunem așa, ci întotdeauna de când am discutat de un an de zile, poate chiar mai bine, de arhitectura viitorilor fonduri și direcțiile principale de finanțare a acestora, am discutat că, într-adevăr, Agenția de Cadastru va gestiona prin Ministerul Dezvoltării o sumă importantă de bani, 300 de milioane sau 500 de milioane de euro. 500 de milioane de euro. Pentru realizarea cadastrului rural. Eu sper să se realizeze cât mai repede. Ministerul Agriculturii nu este implicat, dar este un beneficiar direct, pentru că dacă se va realiza cadastrul, eu cred că și procesul de comasare de care vorbeați s-ar putea face mult mai ușor. Tranzacțiile s-ar putea face mult mai ușor. De altfel, eu vă aduc aminte că noul cod civil, intrat în vigoare, dacă nu mă înșel, anul trecut, introduce obligativitatea cadastrului atunci când se realizează o tranzacție cu terenuri. A fost o discuție în aceste zile cu normele de aplicare și cu notarii și eu am înțeles. Dânșii ar fi dorit ca în momentul în care se notifică preemptorul să existe cadastru. E un lucru imposibil. Eu cred că va rămâne în vigoare prevederea din codul fiscal, din codul civil, care spune foarte clar că în momentul în care se realizează tranzacția finală la notar, atunci trebuie să existe cadastru. Dar evident, cadastru și inexistența cadastrului în România, cred că au împiedicat foarte mult dezvoltarea și a agriculturii. Totuși, în acordul de parteneriat pentru fondurile europene 2014-2020, realizarea cadastrului este trecută la programul operațional regional. Așa este. Ceea ce este foarte bine. Bun. Ați vorbit cu domnul Dragnea vis-a-vis de acest cadastru? Veți colabora în realizarea cadastrului dumneavoastră agricultura cu Ministerul Dezvoltării? Nu cred că s-a ajuns în faza aceea. Am discutat cu domnul Dragnea și dânsul mi-a relatat încă o dată angajamentul de a începe și de a finaliza cât mai repede acest demers. Eu atât am avut de să vă întreb, dacă dumneavoastră mai aveți ceva de adăugat, domnule viceprim-ministru? Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru faptul că discutăm mai mult despre oportunitățile pe care le avem pentru agricultură și nu neapărat de partea politică. Poate că ar fi bine de spus că sunt foarte multe oportunități de finanțare, de dezvoltare a agriculturii în perspectivă, faptul că fondurile europene au reprezentat principala sursă de finanțare pentru fermieri. Vă spuneam și mai devreme, 2,5, 2,7, 2,9 miliarde de euro infuzie în agricultură ne-au ajutat să avem în anul 2013 primul an în care balanța comercială cu produse agroalimentare este pozitivă. Și vreau să mai spun un lucru, am spus-o chiar zilele trecute când a venit această raportare, trendul este, se continuă și în luna ianuarie din 2014 balanța este în creștere față de ianuarie 2013 și îmi doresc să fie așa în perspectivă.